cale spre Domnul Iisus, avem bun păsor. Cu el sigur voi ajunge sus în vingător. Sus cer în strălucire, vreau să fiu și eu. Sus cer în nemurire, sus cu Domnul meu. Un izvor de fericire am găsit în Domnul meu. Un izvor de apărire este El. Vino, prietene, aleargă la izvorul mântuirii. Este loc și pentru tine, vino să fii fericit. Să fie Domnul care și în seara aceasta ne-a ajutat să venim în casa Lui de rugăciune. Amin. Așa cum stăm să cerem îndurarea Lui Dumnezeu pentru seara aceasta, peste poporul adunat în numele Său, peste slujitor și tot poporul din locul acesta, în seara aceasta să fie binecuvântat de Dumnezeul cerurilor. Tatăl nostru care locuiești mai presus de ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos te rugăm frumos, binecuvântă-ne și după masa aceasta. Amin. Poporul este adunat în numele Tău și cu toții avem nevoie de îndurarea Ta. Mâna Ta care nu este prea scurtă, te rugăm frumos să o lași întinsă peste poporul adunat în numele Tău. Te rugăm frumos în după masa aceasta să binecuvintezi prietenii care au venit în casa de rugăciune și să le faci bine din pricina numelui Tău. Te rugăm frumos să asculți orice gând și orice rugăciune care se va înălța înspre Tine. Te rugăm frumos să lași binecuvântarea Ta peste cei care vor cânta în seara aceasta. Te rugăm frumos fiecare inimă Tu să o binecuvintezi. Pentru că vrem în seara aceasta să aducem o jertfă de seară, rodul buzelor noastre înaintea Ta și vrem să Te lăudăm. De aceea Te rugăm, ajută-ne la lucrul acesta. Binecuvântă întreaga adunare. Vrem Duhul Tău cel Sfânt să lași în cercetare în seara aceasta, Doamne. Și numele Tău să fie înălțat și binecuvântat până în veci de veci. Amin. Amin. Pentru timpul de rugăciune voi da citire la două versete. Un verset din Cartea Apocalipsa, din capitolul 3, versetul 20 și din Cartea Cronici, 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. 2 Cronici 7,
Versetul 14. Dacă poporul meu peste care este chemat în numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va bate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Apostolul Ioan, cel care a scris Apocalipsa, ne spune despre Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care într-una din biserici a fost scos afară și El stă la ușa bisericii și spune versetul 20: Iată, eu stau la ușă și bat. Frați și surori, stimați prieteni care suntem în casa de rugăciune, în vremea în care trăim noi, pe pământul acesta sunt multe biserici care l-au scos pe Domnul Iisus Hristos afară și a rămas dar numai ritualul și alte lucruri. Și Iisus mai stă la ușă și mai bate. Dar să revenim puțin mai la noi și să vedem familii în care Domnul Iisus Hristos este scos din familie. Și Domnul Iisus Hristos, pentru că iubește familia, El mai bate la inima acelei familii. Sunt persoane care L-a scos pe Domnul Iisus Hristos din inima. Și în seara aceasta, eu doresc prin Evanghelie, Domnul Iisus Hristos, care în seriile trecute, prin Evanghelie, a bătut la ușa inimii, să bată și în seara aceasta, în continuare, și inimile poporului lui Dumnezeu, prietenii care sunt în locul acesta, să poată să deschidă inima Domnului Iisus Hristos. Cel care deschide ușa inimii și îl primește pe Domnul Iisus Hristos în inima Lui, este omul fericit. Pentru că însuși Domnul Iisus Hristos este acela care va intra la El, va cina cu El și El cu mine, va avea părtășie cu Fiul lui Dumnezeu. Doresc din toată inima, noi care suntem în adunare, în seara aceasta să ne deschidem inimile înaintea Domnului și să lăsăm pe Domnul Iisus Hristos, să nu lăsăm afară, ci să-L facem Domn și Stăpân al vieții noastre, Mântuitor al sufletelor noastre, Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Din Cartea Cronici, versetul 14 spune: Dacă poporul meu peste care este chemat în numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va bate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Noi trebuie să ne rugăm în seara aceasta cu dragoste pentru toți fiii risipitori. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne dea putere la lucrul acesta. Noi trebuie să ne rugăm în rugăciunea aceasta pentru familiile poporului lui Dumnezeu. Și nu numai. Pentru familiile din orașul acesta, pentru relația care trebuie să fie o relație bună între soț și soție, între părinți și copii. Sunt familii care au probleme și relația lor nu este bună. Dar în seara aceasta se aducem înaintea Domnului și Dumnezeu să dea biruință. În rugăciunea aceasta să ne rugăm și pentru țara în care locuim. Pentru că vrem pacea lui Dumnezeu să rămână în țara noastră. Pacea lui Dumnezeu vrem să rămână în lumea întreagă. Și Dumnezeu să fie acela care să mai dea putere slujitorilor Săi să vestească Evanghelia. Și de ce nu, în rugăciunea aceasta, să ne rugăm și pentru orașul Dej. Dumnezeu să binecuvinteze orașul în care suntem așezați. Dumnezeu să mântuiască prietenii care au venit în casa de rugăciune. Dar aici versetul 14 spune, în primul rând, noi trebuie să căutăm fața Domnului. Și noi care în săptămâna aceasta am venit seara de seară în casa de rugăciune și dumneavoastră care ați venit în seara aceasta, în locul acesta, dumneavoastră și noi toți vrem să căutăm fața Domnului. Și noi vrem să căutăm fața Domnului, vrem să ne abatem de la căile noastre rele, să ne întoarcem la Domnul și să ne smerim. Cei care se smeresc capătă har. Eu și dumneavoastră avem nevoie de har. Avem nevoie de mila lui Dumnezeu și doresc ca Dumnezeu să ne dea în seara aceasta smerenie tuturor și să ne rugăm. Și în ultimul rând spune versetul, să ne rugăm. Și dacă noi vom face lucrul acesta, Dumnezeu este Cel care rămâne credincios. Dumnezeu este Cel care rămâne credincios. Și El spune, dacă poporul meu peste care este chemat în numele meu se va smeri,
se va ruga și va căuta fața mea și se va bate de la căile lui rele. Îl voi asculta din ceruri. Dumnezeu ascultă rugăciunea, slăvit să fie El. Îl voi ierta păcatul. Numai Dumnezeu poate să ierte păcatul. Sângele Domnului Iisus Hristos poate să spele orice păcat. Dacă în seara aceasta venim cu greșeala și cu păcatul nostru înaintea Domnului Iisus Hristos și cerem iertare și îl mărturisim. Și cuvântul spune mai departe că-și Dumnezeu va tămădui țara. Avem nevoie ca țara aceasta, România, să fie binecuvântată de Dumnezeu. Ogoarele țării să fie binecuvântate de Dumnezeu. Și inima poporului român să se întoarcă la Dumnezeu și cu toții să-L căutăm pe Dumnezeul nostru. El e acela care ne-a făcut bine și ne face și în continuare bine. De aceea vă invit cu toată dragostea să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și cu toții să ne rugăm pentru familii, pentru orașul Dej, pentru fiii risipitori și pentru țară. Și Dumnezeu să asculte rugăciunea poporului Său. Amin. Și în această seară, cu bucurie în numele Domnului Iisus Hristos, vă spun tuturor, frați și surori, prieteni dragi, bun venit la părtășia Sfântă a Evangheliei în acest lăcaș de rugăciune, de închinare. Salut cu bucurie în numele Domnului, spunându-i de asemenea din inimă un bun venit în casa Domnului și fratelui păstor Anca Iosif. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate Iosif. Fratele Iosif slujește ca păstor în Biserica Pentecostală Betel din Arad și acolo unde este nevoie de slujire. În seara aceasta, Dumnezeu l-a ajutat să ajungă aici, să fie slujitorul Domnului pentru noi toți și împreună să glorificăm numele lui Dumnezeu. Rânca Harului Dumnezeu să fie peste sufletele noastre mai departe și Duhul Sfânt să însoțească pe mesajul cântărilor, cât și versurile care vor fi prezentate și mai cu seamă cuvântul care va fi propovăduit în numele Domnului din Scripturi. Corul se închină înaintea Tatălui Ceresc, rostind în felul acesta ceea ce este cunoscut sub denumirea rugăciunea Tatăl nostru. Corul Bisericii cântă această cântare. După cântarea corului, fratele Toni Chiș laudă pe Domnul cântând cântarea Un cor îngeresc. După această cântare și sora Damaris Cupșa va cânta, apoi sora Raluca Marin recită.
Am pregătit mai multe cântări, dar dintre toate am ales un cor îngeresc. Pentru că refrenul spune, hai, hai la El, nu mai sta. Azi Iisus te cheamă, vino, vino. Și aș vrea să vă fac și o mărturisire. Exact acum un an, cum ar fi mâine, a fost sâmbătă. Am fost și eu în sală, eram mai în spate. Și am primit și eu acel bilet. Asta o spun tuturor prietenilor care vin des aici. Aș vrea, dacă cumva în sufletul dumneavoastră ați luat o decizie, să nu o lăsați pe mâine. Pentru că ziua de mâine nu ne va ține niciunea, să știți. Și așa, indiferent care decizia dumneavoastră, să o cântăriți bine și Domnul să vă binecuvinteze. Să le cântăm din toată inima împreună. Glorie lui Iisus. Hai la El, nu mai sta azi.
Domino. Amin. Când eram eu singur,
păcat ascuns al tinereții mele. La început ai fost o joacă, un nimic, dar ai crescut în fiecare zi câte un pic și m-ai lăsat fără control, fără putere. N-am tras semnale de alarmă pe atunci, că de păcat avem cu toții parte, e uman, dar tu ai fost mai mult, ai fost viclean, ți-ai pus în gând ca în adâncuri să mă arunci. Când m-am trezit, erai deja parte din mine și când voiam ca să te las, mă supuneai și când voiam să te mărturisesc, mă sufocai și am ajuns din vina ta dat de rușine. Te-am dus cu mine în locuri despre care doar Dumnezeu știa cam să mă duc. Te-am dus cu mine ca pe propriul prunc și n-am scăpat de lacrimile tale. O, câte rugăciuni făceam, plângând amarnic că prea mă controlezi în totul tot, că vreau să scap de tine și nu pot. Și zice trece, ești mai tare și mai falnic. Când am spus da prin legământul de iubire, te-am îngropat adânc ca pentru veci, să nu mai poți să ieși, să nu mai pleci și nimeni pururi nu va ști de tine. Am răsuflat ușor, trecut a timpul, când nu te-am vrut, nu te-am știut, nu te-am poftit, dar m-a cuprins un dor nepotolit și a revenit mai iute ca și gândul. Iisus, cum pot să scap când n-am scăpare? Când vreau să pleci, dar prea îl doresc. Când îl alung, dar parcă îl poftesc, deși știu că mă ține între ghiare. Cum scap de pofta de a-l dori? Cum mă feresc, deși îmi face rău și mă omoară, că l-am lăsat a nu știu câtea oară, iar azi îl țin pe brațe și îl iubesc? Cum scap de vicitură, de durere? Cum scap de băutură și de fum, de droguri, violență, Doamne? Cum? Eu nu mai am control și nici putere. Mă las în mâna Ta, mă încred în Tine, Tu să mă prinzi, Tu să mă ții, Tu să mă duci. Mă duc cu Tine încotro apuci și Tu să locuiești de azi în mine. Te fac stăpân ca-n veci să nu mai pleci. Doar scapă-mă, Te rog. Scapă-mă de-al meu păcat și am să-ți mulțumesc înlăcrimat și am să-ți mulțumesc în veci de veci. Păcat ascuns al tinereții mele. La început ai fost o joacă, un nimic, dar ai crescut în fiecare zi câte un pic și m-ai lăsat fără control, fără putere. Amin. Cine își mărturisește păcatul și se lasă, capătă îndurare. Și în epistola 1-a apostolului Ioan este scris: dacă ne mărturisim păcatul, El, Hristos, este credincios și drept ca să ne ierte. E șansa noastră, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la rezolvarea acestei dileme, care nu este doar un vers, este o realitate a multor trăiri. Să cântăm spre slava lui Dumnezeu împreună și în timpul acestei cântări ne închinăm și cu darurile noastre, daruri care sunt folosite pentru lucrarea Evangheliei în această perioadă. După cântarea comună, fratele Cristi și sora Noemi Todian cântă, apoi un grup slăvește pe Domnul cântând și urmează corul cântând: voi cânta îndurarea Domnului. El a spus că niciodată nu ne lasă părăsiți, poate iarul să se zbată, stăm cu Domnul neclintiți. Slăviți să fie Domnul! Voi pierduți sub sarcină, sub o sândă și păcat, la Iisus
cruce. În numele Fiului Tău ne închinăm. Suntem aici, n-avem ce spune, vrem să fim vită. Suntem aici, n-avem ce spune, vrem să fim viță în lume, vrem glorie și onoare în veci ca să-ți dăm. Milă, rugăm să
trec.